La 23 octombrie 2018, ofițerii CNA și procurorii anticorupției au efectuat percheziții la Curtea de Apel Chișinău, reținând 3 judecători bănuiți în acte de corupție, Lyubov Brânză, Galina Moscalciuc, Ludmila Ouș și 2 judecători de la Judecătoria Chișinău Sediu Centru, Svetlana Tizu și Victoria Hadârca. Ce a fost asta? Organele de drept au început să facă datorie sau este un teatru preelectoral? Pentru aceasta trebuie să determinăm cine sunt judecătorii reținuți și dacă au vreo relație cu partidul de la guvernare. Răsfoind prin internet am găsit un buchet întreg de informații pe acei judecători, începând cu averea pe care au declarat-o și terminând cu dosarele privind furtul miliardului, Filat, Platon și altele. Deși procurorii și ofițerul de presă a Curții de Apel au refuzat să ne spună numele judecătorilor implicați, în presă a apărut informații precum că 3 din ei au examinat anterior dosare legate de furtul miliardului. Printre cei reținuți este și Galina Moscalciuc de la Curtea de Apel. Anterior i-a activat la judecătoria Buican și a examinat dosarele lui Vlad Filat și ale lui Vyacheslav Platon. Tot de la Curtea de Apel a fost reținută și Ludmila Ouș. Ea a făcut parte din completul care a menținut pedeapsa pentru Vlad Filat. A treia judecătoare de la apel reținută astăzi este Lyubov Brânză, soția decanului Facultății de Drept din cadrul USM, arestat recent într-un dosar de corupție. Ea a fost unul dintre magistrații care au pronunțat sentința lui Vyacheslav Platon în instanța de apel. Ceilalți doi magistrați sunt Svetlana Tizu și Victoria Hadârca de la judecătoria Chișinău, sediul centru. Analizând cât de implicați au fost acești judecători în afacerile lui Plahotniuc, înțelegem că fac parte din aparatul coercitiv al oligarhului. Voi veți întreba, de ce dar i-a sacrificat? E simplu, i-a dat pe altarul dreptății, în ghilimele, pentru a transmite 2 mesaje. Primul mesaj este destinat nouă electoratului care încă nu este decis pe cine să voteze, demonstrând forța legii și că PD-ul va face curățenie în justiție ca cetățenii să creadă în ea. Mesajul 2 și cel mai important mesaj puternic este pentru autoritățile administrative, instituțiile de drept și tuturor celor care au colaborat cu guvernarea, iar azi stau pe gânduri ce să facă. Să nu creadă că vor ieși uscați din apă. Constatați și singuri, acești judecători au examinat cele mai importante cauze pentru oligarh. Dosarul Plahotniuc vs. Victor și Viorel Țopa, dosarul Filat, Vyacheslav Platon și multe altele, prin urmare, sunt niște persoane de încredere. Magistrații luau mită chiar la locul de muncă fără frică că cineva le va bate la ușă. Credeau că sunt în sânul lui Dumnezeu. Procurorii au publicat și imagini de pe camerele de supraveghere instalate în biroul unui judecător vizat. Acuzatorii spun că în filmuleț magistratul numără mai mulți bani și îi împarte în plicuri pentru alți destinatari. Și totuși Plahotniuc i-a dat pe mâna legii pentru a transmite, cum am mai spus, un mesaj clar. Ce se va întâmpla cu cei care au făcut parte din holding, iar azi stau pe gânduri? Și ce îi așteaptă dacă nu vor face tot posibilul ca PD-ul să învingă la alegeri? Nu contează cum. Metaforic vorbind, acțiunile lui Plahotniuc sunt un vaccin pentru membrii holdingului. Să nu stea pe gânduri, să știe că nu mai au de ales.